Bună și bine v-am găsit la un nou episod din Forbes Voices, un podcast cu și despre oameni de urmat în carieră, dedicat în special tinerilor aflați la început de drum. O avem astăzi alături de noi pe Dana Dima, care, cu o experiență de 27 de ani în domeniul bancar, este vicepreședinte executiv retail și private banking, membru al comitetului executiv BCR, președinte al Consiliului de Supraveghere BCR Pensii și membru activ al CA al Biroului de Credite. Bună și bine ai venit, Dana, la noi! Mulțumim Bună, că ai găsit. Acceptat invitația noastră! O să începem așa cum începem fiecare episod al nostru, cu ceea ce ne place nouă să numim frumusețile începutului, și o să te rog să-mi spui care erau pasiunile și hobby-urile tale atunci când erai doar un copil. Ce, cât de mulți ani au trecut de atunci, aproape 45-50 de ani. Păi suntem într-un loc atât de frumos și emoționant încât pot să-mi aduc aminte cu plăcere de Cotroceni, pentru că aici am copilărit. Pasiunile mele erau legate de tot ceea ce însemna frumos și, spre deosebire de inginerii de astăzi, eu am început scriind. Am scris foarte mulți ani jurnale, aproape 10 ani în fiecare zi, și a fost o pasiune pentru mine, a fost un mod de a mă exterioriza. Îmi plăcea foarte mult sportul, așa că arenele BNR de astăzi, pe vremuri Progresul, era locul nostru de joacă, de copilărie, și chiar aici pe Demonstra ne dădeam cu Sania. Aveam multe pasiuni. Dar cel mai frumos lucru pe care mi-l aduc aminte erau jocurile pe care le aveam cu toți copiii din cartier în zona aceasta Cotrocenului, care era un loc emoționant pentru noi. Cum credeai că va arăta viitorul atunci când erai mică? O să-ți spun un secret. Visam foarte mult, dar știam că realitatea este mai importantă, așa încât visam să ajung un om mare, un om bun, un om care să construiască lucruri în spate, dar nu știam cum o să ajung acolo și aveam o mică teamă, ținând cont de perioada dinainte de Revoluție, cu mulți ani. Nu știam exact în ce direcție o să evoluăm, auzisem destul de multe lucruri despre ce se întâmpla în jurul nostru, dar eram prea mică să evaluez situația, așa încât evoluția mea a fost făcută în pași. M-am gândit ce o să fac când o să merg la școală, ce o să fac la liceu, la facultate, și mult mai puțin la momentul respectiv ce o să fac peste 20, 30, 40 de ani. Deci nu a existat o meserie la care te-ai gândit atunci? Acum, ca să glumim între noi, când erai mică și erai o fetiță mică, te gândeai să devii doctor. Exact. După aceea, în momentul în care am mers la școală, mi-am dat seama că îmi place foarte mult matematica și fizica și științele exacte, așa încât mi-am dat seama că o să merg în direcția aceasta. Dar în final, până la urmă, cel mai frumos lucru este să alegi o meserie care să te facă un om împlinit, să te transforme pur și simplu. Ai avut o temere anume în copilărie? O teamă? Teama era legată de viitor, pentru că, așa cum am spus, se discuta foarte mult despre ce se putea întâmpla în lume sau în țara noastră. Anii 80 au fost ani grei pentru toată generația noastră și auzisem foarte multe lucruri negative care s-ar fi putut întâmpla în viața ta dacă nu învățai bine, dacă nu reușeai să dovedești că ești un copil cu minte, un copil care este disciplinat. Am trăit cu această temere de a nu neglija lucrurile importante pentru societate, indiferent că acea societate nu ne reprezenta foarte tare, dar am încercat să învăț de acasă foarte multe lucruri frumoase, de la părinți, de la bunici, de la frați. Am doi frați extraordinari și ei, cumva, eu fiind cea mai mică, m-au ajutat să înțeleg mai bine viața la momentul respectiv. Da, era teamă de viitor și speram că la un moment dat să se întâmple anumite lucruri, dar nu știam când. Întorcându-ne câțiva ani în timp, o descoperim pe Dana Dima, absolventa Facultății Politehnica București. Îți mai aduce aminte care a fost sentimentul primordial cu care ai pornit la drum? Erau momente frumoase atunci, pentru că erau exact anii de după Revoluție, în 1990 și un pic, cum se spune, 95-96, când am terminat facultatea. Aș putea spune că aveam o emoție pozitivă, deja lucrurile porneau pe un alt drum, mă simțeam mult mai stăpână pe ceea ce știam să fac, dar știam că o să învăț mult mai multe lucruri în continuare. Mă simțeam responsabilă, pentru că simțeam că până la acea vârstă părinții mei au investit în mine, în educația mea, și vreau să nu dezamăgesc, îmi doream să construiesc lucruri, să las lucruri în urma mea și mai ales să
plătesc anumite lucruri care să, de care să mă bucur la sfârșitul vieții. Am un mesaj așa destul de clar, cel puțin pentru mine. La sfârșitul vieții, când trag linia, aș vrea să spun că am făcut tot ceea ce mi-am dorit și am lăsat în urma mea multe lucruri și sper să reușesc. Ce frumos! Care crezi că este resursa principală de care cineva la început de drum ar trebui să dispună? În primul rând, curajul. Cel mai important lucru este să fii curajos și în spatele curajului, bineînțeles, este și ambiția. Ambiția fără curaj nu există, ai nevoie de curaj pentru a fi ambițios. Ambiția să meargă în direcția pozitivă a lucrurilor, să fii ambițios, să construiești, să explorezi, să înveți în permanență. Și eu cred că aceste două lucruri, ambiție și curaj, sunt resursele fără de care nu poți să reușești în viață. Dacă la ele se adaugă și responsabilitate, responsabilitate față de cei din jur, față de mediu, față de întreaga societate, eu cred că sunt cele trei ingrediente care te pot ajuta să ai succes, dar trebuie să le îmbini într-un mod echilibrat, să știi cum să pășești pas cu pas astfel încât să reușești. Armonios. Armonios, exact. Care a fost povestea din spatele BCR și etapele premergătoare ei? Viața profesională deja ajunge la 28 de ani, deci au fost mulți pași. Practic, întotdeauna am construit în pași mărunți, dar siguri. Înainte de BCR am avut o experiență extraordinară, de asemenea, tot în mediul bancar, unde, cum se spune, am făcut primii pași la școală, la școala bancară, la școala băncilor, unde am învățat extraordinar de multe lucruri și n-am să uit niciodată acele momente. Iar între această experiență într-o altă bancă și Banca Comercială Română, când am pornit în 2012, la sfârșitul anului 2012, am avut și un an de antreprenoriat. Am construit o companie și am lucrat pentru un proiect, pentru mai multe proiecte, dar dintre care unul care, pentru care am dedicat foarte mult timp. Iar înainte de a începe în BCR, a fost un moment de cotitură în viața mea, pentru că îmi dorisem să, după prima experiență bancară, mi-am dorit foarte mult să explorez și alte domenii și să încerc să construiesc prin propriile forțe, ceea ce nu este întotdeauna ușor, dar în același timp îți creează o încredere fantastică, că de mâine poți face altceva și încrederea aceasta contează mult în universul deciziilor tale în viață. Iar atunci când am pășit în BCR, a fost un moment de cotitură. Din ce motiv? Am considerat că este cel mai mare challenge profesional pe care îl puteam avea, după o experiență de aproape 15 ani în domeniul bancar, să pornesc pe un alt drum și să construiesc o nouă perioadă a bankingului. Ceea ce pentru mine atunci, la vârsta respectivă, 40 de ani, a reprezentat o adevărată, să spunem, decizie în viață. În primul rând să mă întorc în domeniul bancar și în al doilea rând să îmi doresc să schimb cu totul imaginea pe care sistemul bancar o avea la momentul respectiv și respectiv modul în care făceam banking. Care a fost primul pas în schimbarea imaginii sau în schimbarea bankingului de atunci, viziunea ta? Primul pas și cel pe care îl fac întotdeauna este discuția cu oamenii. În primul rând cu echipa, cu echipa mea, cu oamenii care sunt în jur, pentru a crea încredere că putem să ducem evoluția noastră pe un drum pozitiv. Trebuie să ai o echipă lângă tine, altfel nu reușești în viață. Niciodată nu există un singur om sau un geniu care schimbă lumea, este o echipă în spatele lui sau ei. Din perspectiva asta, ai nevoie de o echipă ca să-ți fie alături, cum se spune, și la bine și la greu. Iar apoi, trebuie să încerci să asculți ce se întâmplă în jurul tău. Trebuie să-ți asculți clienții, să-ți asculți partenerii, oamenii cu care lucrezi, companiile cu care lucrezi, astfel încât să înțelegi exact ceea ce își doresc. Dacă este ceva care s-a schimbat sau sper din tot sufletul că s-a schimbat în bine, a fost acest schimb de comunicare și de experiență între clienți și oamenii care lucrează în bancă, pentru că până la urmă toți suntem oameni și emoția contează foarte mult în univers. Întotdeauna. Cum arată o zi din viața ta profesională, începând de dimineață când te trezești și până seara când ajungi înapoi acasă? Este destul de greu să descriu, pentru că fiecare zi este altfel și asta face parte din universul meu, de aceea și îmi place ceea ce fac și îmi place foarte mult ceea ce fac. În fiecare zi îmi creez
o stare de spirit care îmi dă șansa să mă gândesc atunci la sfârșitul vieții, nu o să-mi pară rău pentru ce am trăit. Mai am un mesaj, timpul este scurt și este bine să nu-l pierzi. Încep de dimineață, de foarte de dimineață, uneori poate să fie 4 dimineața dacă trebuie să plec în țară sau din țară, poate să fie 5 dimineața, dar în mod uzual la 6 dimineața sunt cum se spune, activă deja cu cafeluță în față, gândindu-mă la programul zilei și gândindu-mă cum să prioritizez toate acțiunile astfel încât să fie bine și să... La sfârșitul zilei să spun că am construit ceva, am făcut ceva. Bineînțeles că întreaga zi este dedicată oamenilor, echipei mele, clienților, oamenilor cu care interacționez. Și de base, sfârșitul zilei, undeva după ora 6, încerc să mă gândesc la lucrurile pe care vreau să le construiesc, să le construiesc din perspectivă strategică și să le duc mai departe. Weekendurile sunt dedicate sportului, pasiunea rămâne sportul, una dintre pasiunile mele, și sportul și călătoriile, dar în special sportul. Și cumva încerc să le îmbin, pentru că altfel nu reziști într-o lume atât de dinamică. Așa este. Mi-ai menționat mai devreme că ai avut o tentativă pe drumul antreprenoriatului. Care a fost primul pas pe care l-ai făcut în momentul în care te-ai decis că antreprenoriatul este pentru tine? În primul rând, am să fiu foarte sinceră. Sunt o persoană care decide destul de repede, unor prea repede, dar n-aș putea spune că am dat greș până acum, de aceea cumva mă gândesc că e bine. Înseamnă că modelul de decizie pe care l-am nu este doar la feeling, ci și pe baza unei experiențe, chiar dacă nu-mi dau seama din prima că este vorba despre o experiență în spate. Atunci când am pornit la drum, am vrut să explorez o altă zonă a mea, aceea de a avea încredere în mine că de mâine pot face altceva. Așa încât într-o zi cu soare, cum se spune, am decis că vreau să-mi schimb domeniul în care lucrez și să pornesc pe cont propriu. N-a fost nimeni în jurul meu să mă poată convinge să nu o fac, așa încât am fost foarte decisă în direcția aceasta. M-am gândit foarte serios la și lucrul pe care îl povestesc tuturor celor care vor să pornească în zona aceasta, care este soluția de backup în cazul în care nu reușești, în cazul în care ai anumite presiuni financiare pe care trebuie să le gestionezi, trebuie să știi să gestionezi foarte bine efortul și resursele pe care le ai la dispoziție. În acest motiv, când am pornit la drum, am avut un plan. În primul rând, un plan financiar, cum pot să-mi gestionez cheltuielile zilnice și creditul, că aveam și am o rată de credit. În același timp, m-am gândit cum să construiesc business-ul și pe ce valori, pe ce fundamente. Și încă un secret, am încercat să-l fac singură, cum se spune, direct, m-am implicat direct în construcția companiei, astfel încât să înțeleg lumea în care trăim, pentru că există uneori o diferență, cum spunem noi, din turnul de filde și la realitate și lucruri pe care îl evoc tot timpul în relația pe care o am cu echipa mea, cu colegii mei, întotdeauna le spun, fiți atenți, realitatea din jur nu este aceea care este scrisă în cărți, trebuie neapărat să ajungeți să discutați cu oamenii și acest lucru am făcut și eu atunci, am discutat foarte mult, mi-am construit compania singură, am fost administrația financiară, am fost peste tot și am încercat să construiesc planul de business. Și vreau să spun că am reușit. Convingerea de a mă întoarce în banking a fost pur emoțională și am să spun și nu totdeauna, momentul în care m-am întâlnit cu foarte mulți oameni, cu foarte mulți colegi, mi-am dat seama unde bătea pulsul puternic și acest lucru a făcut să mă întorc în banking, dar spiritul antreprenorial l-am păstrat cu mine întotdeauna. Diferă valorile de care ai nevoie pentru a reuși în antreprenoriat de cele de care ai avut nevoie pentru a reuși în corporație? Eu aș putea să spun că nu. Ai nevoie de curaj. Ai nevoie de curaj și în antreprenoriat, dar și în corporație. Curajul de a spune lucrurile pe nume, cum se spune, de a fi transparent, de a fi responsabil. În același timp, ambiția de a construi lucruri și nu în ultimul rând, pentru că în ambele zone, și în antreprenoriat și în corporație, trebuie să ai un plan. Trebuie să ai un plan bugetar, să ai un plan de execuție, să ai un plan de afaceri. O corporație este o afacere, după cum un antreprenoriat reprezintă o afacere. Și în ambele zone ai nevoie de acest plan care te va ajuta în momente dificile, te va sprijini în momente de investiție și îți va crea și o ambiție, ca să nu-l numesc un target, o ambiție de a fi mai bun și de a evolua. În ambele variante îți trebuie această destinație, unde vrei să ajungi, ce vrei să faci efectiv.
mai ales atunci când vrei să generezi impact în urma ta și într-o corporație, și în domeniul bancar, și în antreprenoriat, trebuie să generezi impact. În ultimii ani, tehnologia a devenit din ce în ce mai importantă și pentru domeniul profesional. Cum vezi tu dezvoltarea digitalizării prin prisma joburilor? Interesant. Este o întrebare pe care o primim destul de des, mai ales de la colegi, pentru că am digitalizat foarte mult fluxurile bancare, aș putea spune de zeci de ori mai digitale decât acum câțiva ani. Și, bineînțeles, întrebarea este naturală în direcția aceasta. Deși sunt inginer care a terminat facultatea de automatică și calculatoare, deci cred în tehnologie 100%, am spus întotdeauna, cu tărie și cu mare responsabilitate, că în spatele tehnologiei sunt oameni. Oamenii care creează tehnologia, oamenii care o dezvoltă, care o implementează și care o adaptează în permanență la noile cerințe. Cred că acel job al viitorului nu s-a definit și nu se va defini niciodată, de fapt, pentru că el va fi într-o continuă evoluție. Dacă mă uit la ceea ce face astăzi un consilier într-o agenție bancară și ceea ce făcea atunci când am început eu, acum 20 și aproape 28 de ani, este o diferență, cum se spune, de la cer la pământ. Dar evoluția aceasta nu s-a făcut brusc, s-a făcut în pași. Oamenii nu au simțit evoluția, s-au adaptat încet, încet la această tehnologie și probabil că acest lucru se va întâmpla. Oamenii din zonele de back office folosesc roboți, folosesc o grămadă de instrumente de artificial intelligence și practic nu au dispărut. Ei lucrează în continuare și s-au îndreptat spre zona de analiză, de strategie, mai mult decât în zona de procesare. Ceea ce spun tot timpul este că cel mai important lucru pentru oameni este să se fie flexibili, să se adapteze și să-și găsească noul job, oricare ar fi el, ceva care le place foarte mult. Dacă le place, indiferent cum va fi jobul, cât de digital va fi, sigur își vor găsi un sens în ceea ce fac. Care au fost cele mai grele situații cu care te-ai confruntat de-a lungul anilor? Deciziile care au avut în spate multă emoție, mai ales emoția dată de colegi, de partea umană a deciziilor noastre. N-aș putea spune că, chiar și atunci când am avut decizii grele de luat și care știam cumva că afectează partea umană a lucrurilor, întotdeauna am încercat să găsesc partea bună a acestei decizii și să încerc să o explic celor din jurul meu. Și până acum aș putea spune, chiar și atunci când am construit programe de transformare, deci când spui de un program de transformare, spui, este o reorganizare, o zonă grea, dificilă, oameni, sisteme, procese. Dacă știi să discuți cu oamenii, dacă știi să le găsești locul în acest nou ansamblu de evoluție și de activitate, oamenii vor fi mulțumiți, iar atunci, prin mulțumirea lor, efectul deciziei tale va fi unul pozitiv. De aceea eu recomand întotdeauna, când ai de luat decizii grele, nu te opri în a le lua, încearcă în schimb să construiești drumul decizional și atunci, cu siguranță, având oamenii lângă tine, vei reuși. Frumos. Da, uneori este greu de explicat în cuvinte, dar discuția cu fiecare om în parte, cu problemele lui, cu emoțiile lui, te face să înțelegi exact cum să construiești acest drum decizional. Cum îți dai seama dacă ai ales drumul corect, profesional vorbind, și dacă tu consideri că e mai bine să știm din mai multe domenii câte puțin sau să ne axăm pe un singur domeniu? Întrebarea este foarte bună pentru mine, nu știu dacă răspunsul meu o să mulțumească pe toată lumea, pentru că eu sunt genul care sunt foarte curios. Deci eu, în general, îmi place să știu din multe, știu foarte bine anumite lucruri, dar asta nu înseamnă că îmi restrâng aria de cunoaștere. Și lucrul acesta m-a ajutat foarte mult. Și o să dau un simplu exemplu. În momentul când am intrat în sistemul bancar, eram acum foarte, foarte mulți ani într-o agenție bancară în Piața Victoriei, singura de la momentul respectiv, și eram un ITist, un om care lucra, cum se spune, la butoanele unui calculator destul de vechi, 386, și ceilalți colegi care lucrau încă pe hârtie. Și bineînțeles, jobul meu era restrâns la zona de închidere și de deschidere a unei zile bancare, dar eu nu puteam să mă opresc doar acolo și atunci ajutam pe toată lumea prin spiritul meu de a ajuta, să ajut, să fie viața mai ușoară, să fie timpul mai scurt.
pentru a sta la servici mai eficient, încercam să ajut pe toată lumea și am învățat extraordinar de multe lucruri și acum recunosc că 80% din ceea ce știu l-am învățat în acei 2-3 ani de agenție bancară. Wow. Când am învățat să calculez provizioane, să dau credite, să fac buget, să gestionez operațiuni bancare, să înțeleg ce este debitul și creditul, fiind inginer mi-a fost greu, până am făcut master în economie, mi-a fost destul de greu să înțeleg zona aceasta, dar esențial este să nu te limitezi la ceea ce știi, să fii curios, să înțelegi, să pui în context toate aceste informații. Și toate lucrurile acestea, de fapt, îți dau încrederea aceea despre care vorbeam la început, că de mâine poți face și altceva. Adică nu trebuie să-ți fie teamă de jobul tău, de ceea ce faci acum. Trebuie să te gândești întotdeauna că orice s-ar întâmpla, tu știi să faci multe lucruri. Și atunci, curiozitatea aceasta te ajută să evoluezi. A existat până acum în viața ta un eșec după care ai crezut că nu te vei mai ridica? Aș vrea să spun următor lucru. Au existat bariere în viața mea pentru care de fiecare dată m-am gândit cum să le depășesc. Nu întotdeauna a fost ușor. Deci nu aș recunoaște dacă aș spune că întotdeauna a fost ușor. Nu întotdeauna a fost ușor. Dar așa cum am spus, în momentul când vezi o barieră în fața ta, dacă te gândești că te oprești, viața ta este terminată. Deci tu trebuie să te gândești cum depășești acea barieră și cum poți să construiești după acea barieră. Deci da, au fost momente grele cu multe bariere în viața mea, dar poate experiența, poate dorința de a face lucruri în continuare m-a ajutat de fiecare dată să le depășesc. Ce faci în momentul în care simți că lucrurile îți scapă de sub control? Cum se spune într-o glumă românească, număr până la 3 și respir adânc. era o glumă când eram mici. În general încerc să mă retrag 2 pași și să mă gândesc mai bine ce am de făcut. Dar acest lucru vine cu vârsta, adică trebuie să recunosc că când eram mai tânără nu făceam acest lucru și poate că uneori luam decizii pripite, dar repet, cumva experiența m-a ajutat ca și chiar și aceste decizii rapide să fie totuși elaborate. Da, este important să-ți iei un respiro și să te gândești mai bine cum poți face altfel lucrurile. În ultima perioadă, acest numărat până la 3 și respirat adânc m-a ajutat foarte mult, așa încât cred acum, la vârsta de 50 de ani, că lucrurile cumva în jurul tău evoluează și tu trebuie să le înțelegi mai bine în ce direcție evoluează și asta te va ajuta. La ce valori ar trebui să se raporteze tinerii în momentul în care aleg să se angajeze într-o companie? În ultima perioadă am stat foarte mult de vorbă cu studenți și am avut multe întrebări de acest gen, inclusiv acea întrebare grea, ce să facă, să rămână în țară sau să plece. Și eu le-am spus următorul lucru, întotdeauna trebuie să testeze. Nu poți să spui că atunci când ești tânăr în cadrul unei facultăți știi exact ce vrei, știi exact unde vrei să ajungi și nu trebuie să te abați la acel drum. Nu, cel mai important lucru este să construiești pași. Pasul numărul 1 este să mă duc într-o zonă care la momentul respectiv mi se pare confortabilă din perspectiva a 3 lucruri. 1. Pot să cresc, pot să evoluez, pot să evoluez în sensul de a învăța lucruri. Am o echipă foarte bună de la care am ce învăța și am un mentor de la care am ce învăța. Domeniul în care încep nu trebuie neapărat să fie unicul din viața ta. Poți să testezi mai multe concepte corporatiste, antreprenoriale, trebuie să testezi. Dacă simți că nu ești construit pentru acel loc, cel mai important lucru este să nu rămâi acolo. Dar dacă simți că ești construit pentru acel loc, este bine să construiești mai departe, să clădești mai departe în viitor. Cred cu tărie și aici mă număr și eu, e foarte important să faci ceea ce îți place. Știu că sună teoretic, cine face ceea ce îi place în lumea asta, dar eu cred cu tărie că dacă chiar îți cauți ceva care îți place, atunci vei fi cel mai fericit om, vei da cel mai mult la jobul tău sau pentru compania ta și viața ți va părea mult mai frumoasă chiar și atunci când există bariere. Ți-au îngreunat până acum vreodată sentimentele luarea unei decizii profesionale? Sunt un om emoțional. Energia mea pozitivă și emoția mea pozitivă este parte integrantă din mine. Au fost multe momente decizionale pe care le-am luat cu lacrimi în ochi, ca să începem direct. Dar nu pentru că m-am oprit în decizie, ci pentru că
am trăit acea decizie în totalitate. Și nu neapărat doar partea umană a lucrurilor. Uneori am luat deciziile cu lacrimi în ochi de fericire. Deci, da, emoția face parte din decizie și eu cred că este chiar 50% din decizie. Trebuie să știi să-și gestionezi emoția în sensul de a dărui celor din jurul tău partea frumoasă a lucrurilor. În același timp, ca și persoana care trebuie să coordoneze echipa, trebuie să știi să-ți stăpânești emoțiile atunci când știi că acest lucru nu face bine echipei și trebuie să știi să o faci cum trebuie, astfel încât să nu o transferi către ei. Dar eu cred că cel mai mare punct forte al unui om în momentul în care trebuie să ia decizie este să fie transparent și sincer. Mai ales sincer, să spună ceea ce gândește, așa cum gândește, construind, așa cum a spus, drumul de după barieră, de după decizie. Care a fost cel mai important lucru pe care l-ai învățat de la clienții tei? Să ascult. Când eram mică și întorcându-mă la familie, așa cum am spus, am doi frați pe care încercam să nu-i ascult. Eu încercam să vorbesc cel mai mult din casă și toată lumea să mă ascultă pe mine și nu eu pe ei. În momentul în care am trecut în viața profesională, mi-am dat seama că cel mai important lucru este să asculți oamenii. Așa încât de la clienți am învățat să ascult, să înțeleg viața reală cu care ei se confruntă, viața profesională financiară, de care problemele financiare cu care se confruntă și să înțeleg mai bine cum am putea să ajutăm. Dacă este ceva care contează în univers, în relația între o companie și un client sau între un om și un client, este încrederea. Iar încrederea se construiește ascultând și încercând să rezolvi acele probleme de care clienții au nevoie. Care este cea mai grea parte a funcției de vicepreședinte? Responsabilitatea de a fi tot timpul, cum se spune, n-aș spune cu arma la picior, ci responsabilitatea de a fi tot timpul activ, de a fi tot timpul acolo lângă oameni când ei au nevoie. Când spun oameni, spun colegi, spun clienți. Responsabilitatea de a construi și de a lăsa un impact în spatele tău. Pentru că atunci când îți place cu adevărat un job, indiferent ce job este acela, pentru că am fost IT-ist, am fost director, am fost manager de proiecte, am trecut prin multe etape și nu contează de fapt jobul sau poziția, contează ce simți tu că trebuie să lași în urma ta în spatele acelui efort. Deci pentru mine responsabilitatea de a fi tot timpul cum se spune, în picioare, drepți în momentul când cineva are nevoie de mine. Revenind la universul banilor, relația cu banii este cumva cea mai importantă relație pe care fiecare dintre noi o are la un moment dat. Cum ai reușit tu să lucrezi de-a lungul timpului cu clienții care poate nu aveau o situație financiară extraordinară și ce sfat le-ai dat tinerilor care abia se izbesc de universul financiar? O să răspund la prima întrebare. Am întâlnit cu foarte mulți clienți, inclusiv atunci când eram în agenția bancară și ulterior foarte, foarte, foarte mulți clienți, de la care am învățat foarte multe lucruri, pentru că universul financiar este diferit, depinde de prin ce ochi îl observi și modul în care îl înțelegi. În general, în momentul în care întâlnești clienți care au aceste presiuni financiare, cel mai important lucru este să nu dai soluții standard. Soluțiile standard nu rezolvă problemele personale ale nimănui. Este important să găsești această flexibilitate și, dacă mă întrebi, responsabilitatea este în a găsi această flexibilitate de a oferi soluții acelor oameni care au nevoie de ele, generând și un pas înainte, un model de educație pentru ei ca ulterior acele presiuni să nu revină în viața lor. Pentru că poți rezolva o problemă acum, dar acea problemă poate reapărea și tu, de fapt, de aceea ești responsabil, să reușești să construiești un drum mult mai stabil și mai sustenabil din perspectivă financiară pentru client. Și dacă este să mă întorc la tineri, da, poate că acum mai mult ca oricând au acces la informație mai mult decât aveam noi când eram de vârsta lor. Noi facem ore de educație financiară și mă duc cu mare, mare pasiune, mare pasiune în universități, acolo mă regăsesc cel mai bine, în universități și în licee și discut cu tineri, pentru că îmi dau seama că ei, pe la vârsta lor, au încă timpul necesar să-și pregătească următorii pași mult mai bine decât am făcut-o noi la vârsta lor. Și încerc să le transmit din
elementele importante de decizie pe care trebuie să le ia și mai ales informația pe care trebuie să o aibă ca să ia deciziile corecte. Un plan pe termen lung, să nu se gândească doar la ziua de mâine, lucru pe care în general îl facem când suntem tineri, să nu se gândească doar la perioada activă în care vor avea un job și vor avea un salariu, ci să se gândească și ulterior la zona de pensionare, pentru că dacă o fac acum, vor reuși mai târziu să aibă o viață mult mai liniștită. Și de asemenea și unul din oamenii care a stat la baza unui mare program de educație financiară, care a ajutat peste 300.000 de oameni. În ce costă acest program și cine are acces la el? În spatele acestui program sunt mii de colegi. Eu sunt doar un reprezentant al lor. Este un program în care noi credem foarte mult. Se numește un program de coaching financiar în care încercăm să purtăm acest dialog personalizat cu fiecare client. Și așa cum am spus, teoria adusă spre extremă nu conduce la ceva pozitiv. De aceea dialogul nostru se bazează pe un plan pe termen lung, dar construit personalizat pentru obiectivele fiecăruia dintre clienți. Bineînțeles, în condițiile în care acești clienți își doresc. Iar obiectivele acestea nu au legătură cu produsele financiare clasice cu care toată lumea este obișnuită, ci cu obiectivele lor de viață. Își doresc să investească într-o educație a copiilor, își doresc să-și protejeze casa, își doresc să se gândească pentru zona de pensie, cum vor face, cum vor economisi. Sunt lucruri importante care pot apărea în viața fiecăruia dintre noi, iar în dialogul acesta financiar pe care colegii mei și noi și eu îl purtăm, îl poartă și îl purtăm cu fiecare dintre clienții care își doresc acest lucru, încercăm să construim acest plan. În spatele acestui plan sunt obiective, pentru că întotdeauna trebuie să ai un obiectiv, iar în aceste obiective fiecare client poate decide care este relația pe care vrea să o aibă cu un serviciu financiar, astfel încât obiectivul respectiv să fie îndeplinit. Și aici gama este diversă. Dar cel mai important lucru construit în urma acestei discuții este încrederea. Încrederea că ne putem ajuta pentru a construi acea viață financiară mult mai relaxată și mult mai independentă decât până acum. Ai lovit până acum în cadrul companiei de diferența dintre generații? Având în vedere că am împlinit 50 de ani, ar fi ciudat să spun că nu. Dar îmi place să mă simt tânără, de aceea încerc să înțeleg toate generațiile de tineri. Uneori le spun copii, altor tineri, depinde de vârstă. Învăț foarte multe de la ei, pentru că dacă nu aș învăța, probabil că m-aș lovi de acele bariere între generații și m-aș retrage, dar aș rămâne cu un pas înapoi. Și nu vreau acest lucru, așa cum am spus, vreau să merg înainte. Învăț foarte multe la generațiile noi de tineri, învăț că viața este puțin privită un pic altfel decât o priveam noi din perspectiva libertății de a decide, pe care noi nu o aveam, ceea ce este foarte bine. Ceea ce încerc eu să transmit către ei este ca această decizie să fie fundamentată, nu neapărat doar îmi doresc și atât, dar vreau să spun că din ce în ce mai mult văd tineri care se gândesc în perspectivă și nu se gândesc doar la ziua de mâine și acest lucru mă bucură. Iar în cadrul băncii echipa este fantastică pentru că noi tot timpul încercăm cum să fim noi mai tineri, să avem tineri în jurul nostru. Și atunci încercăm să avem o echipă tânără în jur, cât mai tânără, pe care o creștem, evoluează și o nouă generație vine. Cred că cea mai mare reușită și realizare pe care eu pot să o simt profesional este aceea de a vedea copiii crescând și ajungând și ei la rândul lor manageri sau coordonatori sau oameni care pot dezvolta sau inova în domeniul bancar. Cum pot tinerii curioși de domeniul financiar să găsească mai multe informații despre acest domeniu, poate mai practice sau actuale? În orice domeniu, și în domeniul bancar, dar și în alte domenii, este important să te integrezi în, cum se spune, în mediul în care se întâmplă lucrurile respective. Deci cel mai ușor și cel mai simplu este să cunoști viața reală. Deci programele de internship, programele de academie pe care le construim în cadrul băncii sunt esențiale. În BCR avem și Academia de BI, de date, cum se spune, Academia de IT pentru tineri. Am întâlnit foarte mulți studenți chiar de la automatică și calculatoare care lucrează în bancă deja. Avem copii și tineri de la Academia de Studii Economice care sunt în programe la noi. Eu personal sunt în relație cu ei și mă bucură foarte tare. Deci cea mai mare recomandare, cea mai importantă recomandare din punctul meu de vedere este să ia pulsul, cum se spune, de la firul ierbii.
fără neapărat să-și dorească să fie doar undeva sus, la un nivel Bineînțeles. ridicat, trebuie să simtă puțin mai mult firul ierbii și să înțeleagă cumva cum se construiește acest business. Pentru că nu este simplu, dar este foarte frumos. Ce ai schimbat tu în domeniul educațional pentru ca lucrurile să meargă într-o direcție mai bună? Este exact ce spuneam, întoarcerea către realitate. Aș încerca să introduc programe mult mai integrate cu mediul de business sau cu mediul real din societate. Și în cadrul acestor programe aș încerca să mă întorc înapoi către teoria pe care copiii o învață mai departe în școală și să o adaptez acestei realități. Dacă noi am suferit de ceva, și acum așa, doar cu o paranteză mică, este că nu înțelegeam de ce învățăm integrale prin părți la matematică și nu ni se părea că învățăm ceva, dar nu știm dacă o să aplicăm. Acum, retrospectiv, probabil că am învățat ca să avem o gândire logică și această gândire logică să o aplicăm în viața de zi cu zi. Dar dacă i-aș spune unui copil de ce este bine să înțeleagă o perspectivă, o geometrie a lucrurilor și cum poate să o aplice în orice domeniu în care lucrează, probabil că ar înțelege mai bine de ce teoria trebuie să se aplice în practică. Care ar fi acele instrumente care ar putea să vină în ajutorul tinerilor care nu au un venit considerabil? În primul rând, o discuție și o comunicare cu o persoană care are deja o pregătire financiară, o persoană care deja poate să explice cum își pot construi un plan. Există etape și etapele acestea pornesc de la cine sunt eu cu adevărat astăzi, ce venituri am, cum pot să construiesc în jurul acestor venituri. Am avut acum câteva zile la Timișoara o întâlnire cu studenții și i-am întrebat: ok, voi din ce trăiți? Cum vă gestionați? Și foarte mulți au spus că au burse. Și mi-am adus aminte de perioada când aveam bursă și mă gândeam ce să fac, cum pot să particip la viața de familie, cumva mi-ajutam și părinții, dar încercam să-mi gestionez cumva și plăcerile. Deci recomandarea noastră, aceea 50-30-20, este foarte simplă de reținut. 50% pentru zona de cheltuieli, 30% pentru dorințe, pentru că suntem oameni și trebuie să avem dorințe, și 20% să-i punem deoparte. Poate să fie și 5% și 10%, poate să fie doar un leu la început. Dar important să te gândești la lucrurile mărunte pe care le cheltui, pe care le consumi, ca de exemplu o cafea din mulțimea de cafele pe care o bem în fiecare zi. Cum ai putea pune acei bănuți deoparte și lucrul acesta, pornind recurent, la un moment dat își va avea efectul. Îmi place să le spun studenților despre impactul mental pe care îl avem atunci când discutăm despre zona aceasta financiară, modul în care gândim și modul în care ne gestionăm, să spunem, impactul societății asupra noastră, adică aspirațiile. În general, aspirațiile trebuie să fie legate de noi ca persoană și mai puțin de ceea ce vedem în jurul nostru. Total de acord. Care au fost valorile care te-au ținut pe tine sus în toți acești ani? În primul rând, responsabilitatea, așa cum am spus, sinceritatea și transparența, bineînțeles. Și cred că una dintre cele mai mari valori a fost aceea de a fi om, în orice moment, oricât de greu. Oricât de frumos. Și atunci când se întâmplă lucruri frumoase, trebuie să știi să le gestionezi, pentru că uneori euforia lucrurilor poate să genereze anumite schimbări în viața ta. Am încercat să fiu om în orice moment și cu oricine, indiferent cine a fost în jurul meu, și cred că lucrul acesta m-a ajutat. În momentul în care suntem puși în fața mai multor alegeri, intervine teama de a nu face alegerea greșită. Care este sfatul tău pentru tinerii care poate nu sunt convinși în ce direcție doresc să o iau? În primul rând, și mie mi-e teamă să greșesc, dar provine din copilărie, când nu vreau să necăjesc pe nimeni și nu vreau să fiu în fața părinților mei un om de care ei să fie mândri. Dar greșeala face parte din viața noastră și trebuie să o gestionăm așa cum este ea, să nu ne speriem de ea și, așa cum am spus, din orice greșeală să o considerăm ca o lecție de viață pe care trebuie să o ducem mai departe. Chiar și atunci când greșești, te poți gândi că s-a întâmplat special să greșești ca să-ți dai seama de anumite lucruri pe care altfel nu le-ai fi descoperit. Așa și în alegerea jobului. Dacă ai greșit, nu trebuie să-ți fie frică. În același timp, să nu greșești chiar în fiecare zi, că s-ar putea să fie o problemă, da. Dar dacă îți consideri că o greșeală poate fi un pas înainte,
să nu-ți fie teamă și, așa cum a zis, pornește cu pași mărunți. Nu te gândi niciodată că vei ajunge președintele lumii. Încearcă să vezi ce poți face pentru comunitatea ta, pentru echipa ta, pentru compania în care lucrezi, pentru familia ta, pentru cartierul tău și tot așa. Dar nu te gândi din prima că vrei să ajungi președinte, pentru că nu vei ajunge atunci. Deci pași mărunți. Eu în aceea cred și cred în reușita pașilor mărunți construiți cu multă, multă dorință, ambiție și plăcere în același timp. Dacă ai putea da timpul înapoi, ai alege același domeniu de activitate? Cu siguranță da, și am să spun și de ce, pentru că de multe ori am fost întrebată, dar totuși există și alte domenii. Cred că domeniul bancar îți oferă o șansă fantastică de a face foarte multe lucruri, de la, tot timpul îmi place să spun, de la real estate, la marketing, la risc, la matematică, la creație, la servicii financiare, servicii comerciale, analiză, analytics, tot ce... Este o multitudine fantastică de activități pe care o poți face într-o bancă, iar șansa mea, recunosc, a fost să trec prin foarte multe lucruri de acest gen și în felul acesta m-am și format. Nu cred că aș fi avut șansa aceasta în alt domeniu, dar recunosc că având în vedere bunicii mei erau avocați, având în vedere că erau avocați, cumva aș fi vrut să fiu avocat și avocat, poate ca să generez cumva, să iau decizii în sens pozitiv pentru oamenii din jurul meu. Am ajuns la ultima mea întrebare, care o să sune în felul următor. Ce sfat i-ar da Dana din prezent, Dani aflată la început de drum? E o întrebare grea. Poate să ascultă mai mult. Să ascultă mai mult pe cei care au trecut printr-o experiență. Și acest lucru de fiecare dată mi-l aduc aminte atunci când mi-aduc aminte de părinții mei, care din păcate nu mai sunt și care întotdeauna mă sfătuiau despre ceva și la momentul respectiv mi se părea că eu le cunosc pe toate și sfaturile sunt bune, dar sunt depășite de moment. Se pare că am ajuns la această vârstă să-mi dau seama câtă dreptate aveau și atunci sfatul meu pentru Dana de atunci ar fi să ascultă mai mult. Mulțumesc frumos, Dana, și îți mulțumim că ai acceptat invitația noastră. Mulțumesc mult! Și cu asta încheiem un alt episod captivant din Forbes Voices. Sperăm că v-a plăcut povestea de astăzi și a fost o plăcere absolută să vă avem aici cu noi. Dacă nu ați făcut-o deja, nu uitați să apăsați butonul de abonare și clopoțelul de notificare, astfel încât să nu ratați niciodată episoadele viitoare, iar un like și un comentariu sunt mereu binevenite. Dacă ți-a plăcut episodul de astăzi, împărtășește-l prietenilor, familiei și oricui crezi că l-ar găsi fascinant. Amintiți-vă, răspândirea cunoștințelor și aprinderea conversațiilor semnificative este un efort colectiv. Înainte de a ne despărți, rețineți că antreprenoriatul și cunoașterea este o călătorie și suntem încântați să vă avem alături în acest drum lung. Așa că, până data viitoare, rămâneți curioși, rămâneți inspirați și continuați să explorați tărâmurile nemărginite ale antreprenoriatului.